GDF România a început lucrările de construcție a parcului eolian din Brăila. Primul parc eolian al firmei în România va avea o capacitate instalată de 48 MW, echivalentul unui consum anual a circa 50.000 de gospodării. 21 de turbine de câte 2,3 MW fiecare vor fi livrate și instalate aici. Evenimentul de inaugurare a lucrărilor a fost deschis de către directorul general al firmei în prezența autorităților locale. Nous avons déjà eu l'occasion d'avoir un petit événement au sein de la commune de Djemenele avec les enfants de l'école. Am avut deja ocazia să vedem un mic eveniment în comuna Djemenele, în jurul copiilor, în mijlocul copiilor de la școală. Donc là, nous sommes tous réunis pour une cérémonie symbolique de pose de la première pierre de ce parc éolien. Și acum ne-am reunit cu toții pentru o ceremonie simbolică a Alors, monsieur le maire me disait tout à l'heure que c'est un événement important pour la commune de Djemenele, mais c'est aussi un événement très important pour GDF Energy Romania. Domnule primar, îmi spunea mai devreme că este un eveniment important pentru comuna Djemenele, dar este de asemenea un eveniment foarte important și pentru GDF Energy Romania. Il s'agit de notre premier parc éolien en Roumanie. Este primul nostru parc eolian în România. Et je me réjouis que ce projet se situe ici, dans le județ de Brăila. Și sunt bucuros că acest proiect se dezvoltă aici, în județul Brăila. D'une part, parce que je comprends que c'est le projet le plus avancé, le projet éolien le plus avancé du județ. Donc, la commune de Djemenele et GDF Suez Energie Romania avec elle va montrer la voie. Și mai întâi de toate, pentru că înțeleg că este primul, că este parcul în construcție, este cea mai avansată din județ, deci GMNL și GDF Suez Energie România vor deschide calea. Et d'autre part, le județ de Brăila, comme vous le savez peut-être, est aussi une des zones où nous avons beaucoup de clients, puisque nous alimentons en gaz et nous proposons des services à beaucoup de clients ici dans la région. Și de la rând, pentru că județul Brăila, după cum știți, este un județ unde avem mulți clienți, pentru că alimentăm cu gaze și oferim multe servicii multor clienți din această zonă. Alors, je me suis laissé dire que ici, dans la région de Djemenele, le vent soufflait de trois directions. Mi s-a spus că aici, la Djemenele, vântul bate din trei direcții. Alors, symboliquement, on s'est dit qu'on allait donner un nom à chacun de ces vents. Am zis din simbolic, am denumit toate aceste trei direcții din care bate. Alors, le premier de ces vents, nous avons décidé de l'appeler partenariat. Prima direcție din care bate vântul, am decis să o numim parteneriat. Alors, pourquoi partenariat? Parce que... De ce parteneriat? Parce que vous en êtes la preuve vivante ici aujourd'hui, des projets de ce type ne peuvent pas voir le jour sans travail d'équipe. Et sans collaboration entre beaucoup de métiers et beaucoup de compétences très différentes. Pentru că sunteți și sunteți dovada acestui lucru, astăzi că acest tip de proiect nu poate să existe, nu poate să apară fără o muncă de echipă, fără o cooperare între mai multe meserii și mai multe servicii. Alors, le deuxième vent, nous l'avons appelé communauté. A doua direcție, am denumit o comunitate. Pourquoi? Parce qu'il est clair qu'un projet de ce type ne peut pas se faire sans l'appui et le soutien de la communauté dans laquelle il est développé. Pentru că un proiect de acest fel nu poate fi dezvoltat fără sprijinul comunității pe teritoriul care este. Alors, lors de chacune de nos visites, nous avons constaté et apprécié le soutien qui nous est apporté par la communauté de Djemenele. Et par évidemment la région de Brăila. Cu ocazia fiecarei noastre vizite am putut constata sprijinul care ne-a fost acordat de autoritățile locale din Djemenele și de celelalte județuri Brăila. Atât primarul din Djemenele cât și investitorul s-au declarat încântați de proiect, mai ales că prin realizarea acestuia ambele părți au numai de câștigat. În plus, edilul din localitate a mulțumit pentru gestul investitorilor care au donat microbuzul școlar, atât de necesar copiilor din Găvani, dar și pentru că proiectul a fost conceput în zona acestei localități. După ceremonia care a avut loc la școala din localitate, acțiunea s-a mutat pe șantierul în lucru. Autoritățile locale, subprefectul și investitorul au pus umărul la cimentarea pietrei de temelie a proiectului.
Et je crois que nous avons une belle brique ici. Peut-être pour les photos. Alors, je vais peut-être quand même lire ce qu'il y a marqué, si vous le permettez. Yatra de Temelie a Pachoubi et Olian Braila Wins. Voilà. Donc, la tradition veut qu'on pose la brique ici, dans son socle. Voilà. Et pour qu'elle y reste, on nous a proposé de nous salir un peu avec le béton qui se trouve ici à côté du socle. Donc, je vais peut-être inviter Madame le Préfet et Monsieur le Maire à se rapprocher de moi. D'accord, donc c'est moi qui vais me salir en premier. D'accord. Très bien, on va prendre la truelle. Il y a du béton bien frais. Voilà. On va essayer de ne pas en mettre partout. Voilà. Voilà, et je... Să fie într-un plan. Și la mai multe astfel de parcuri. Și mai bine la vestică. Potrivit proiectului, distanța aproximativă între turbine este de 350 de metri. Conform autorizațiilor de mediu, după punerea în funcțiune a parcului eolian, terenurile din suprafața proiectului pot fi utilizate pentru pășunat sau culturi agricole. Proiectul a dus și la crearea de noi locuri de muncă. În faza de construcție a parcului, între 30 și 50 de noi locuri de muncă, iar în faza operațională, aproximativ 20 de locuri de muncă. La ultima ședință de dialog social de la prefectură, reprezentantul sistemului de gospodărire al apelor Brăila a prezentat o situație a sistemelor de protecție împotriva inundațiilor și problemele cu care se confruntă instituția pe care o reprezintă, printre care a precizat că activitățile agricole sunt cele care afectează digurile în cea mai mare parte. În replică, reprezentantul producătorilor agricoli din Brăila a susținut că pășunatul oilor este elementul distrugător la diguri, nu tractoarele. Referitor la zona Călmoții Zoropeni Chiscani. Și aici sunt întocmite niște note de fundamentare. Deci nu a existat un proiect, un studiu. Noi am întocmit, în schimb, niște note de fundamentare, la fel pentru ridicarea cotei coronamentului, cam cu 0,6 metri, iar în IMB cu 1 metru, în medie. Da. Zona Brăila Dunăre-Siret nu necesită lucrări deosebite de întreținere. Ce probleme trebuie să mai scoatem în relief? În decursul anilor, cota coronamentului la o parte din diguri a fost diminuată datorită faptului că toată activitatea agricole din zonă, în perioadele cele mai rele ale anului, că sunt precipitații, așa, circulația se efectuează pe diguri. Deci, în general, coronamentul digului și digurile sunt agresate în perioada rece, în perioada de vară, nu prea sunt probleme mari. Acum au apărut mai demult aceste utilaje grele, care folosesc ca și căi de comunicare tot digurile. O altă problemă pe care vrem să o aducem în discuție este problema zonelor de protecție. Sunt zone de protecție stabilite prin legea apelor. Dau un exemplu, la insula Mare a Brăilei, 5 metri în incintă și 10 metri în partea dinspre apă. Aceste zone nu se respectă. Este mai periculos, periculoasă nerespectarea lor în incintă. De ce? Pentru că slăbesc rezistența
câmpului și favorizează apariția de infiltrații și chiar și grifoane. Cei doi s-au contrazis pe acest subiect până când în discuție a intrat un reprezentant al arendașului din insula Marea Brăilei, care a explicat că nu orice utilaj poate merge pe dig și asta din cauza dimensiunilor. Totodată acesta a precizat că dacă au fost văzute tractoare în insulă, ele nu aparțin celui mai mare cultivator din zonă. Centrul Antidrog Brăila este în continuare alături de tinerii și adolescenții care au nevoie de ajutor. În acest moment, angajații centrului se pregătesc să constituie un nou grup în cadrul proiectului FRED. Centrul de prevenire, evaluare, consiliere antidrog derulează și în acest an proiectul național FRED Girls Net, intervenții timpurii pentru consumatorii de droguri care au fost notificați pentru prima oară. Proiectul pornește de la ideea că notificarea în legătură cu drogurile legale și ilegale ar trebui să atragă și un răspuns. În acest caz, răspunsul constă într-un interviu inițial al consumatorului debutant și 8 ore de lucru în grup. Intervenția are ca scop reducerea riscurilor asociate consumului, adică instalarea dependenței, abuzul de droguri, evident, este un consum problematic. Grupul țintă căruia se adresează proiectul este reprezentat de adolescenții și tinerii cu vârsta cuprinsă între 14 și 21 de ani, cu extindere până la 25 de ani. Știm că adolescența este o perioadă sensibilă a vieții și este perioada când, practic, se stabilește care va fi atitudinea viitorului adult vis-a-vis de droguri, dacă va rămâne abstinent, dacă va avea un consum ocazional sau va fi un consum ca un răspuns la problemele pe care le va întâmpina pe parcurs. Tinerii sunt provocați de ideea de a-și dezvolta propria atitudine față de consumul de droguri. Substanțele legale și ilegale sunt omniprezente. Este o situație pe care trebuie să o rezolvăm prin informare, asistență specializată sau stabilizare medicală. Ca și aspecte relevante pe care le urmărește proiectul, ar fi încurajarea consumatorilor începători de droguri de a reflecta critic asupra propriului consum, de a-și testa limitele personale, de a dezvolta o atitudine personală pozitivă față de problemele pe care le întâmpină și de a nu apela la droguri imediat, cum este pus într-o situație de criză existențială. Motivarea consumatorului de droguri în vederea schimbării comportamentului, dacă este problematic, furnizarea de informații detaliate despre riscurile drogurilor, efectele, riscurile juridice în plan personal al sănătății și încurajarea consumatorilor începători în adoptarea deciziilor pe baza evaluărilor proprii și pe baza conștientizării riscurilor personale. Practic este un curs de formare de abilități, de dezvoltare personală cu accent pe acest consum de droguri. Tânărul trebuie să reflecte ce anume l-a determinat să ajungă să consume, dacă a consumat o singură dată sau de mai multe ori, dar nu este încă instalată dependența. Pentru cei care deja sunt în fază de dependență, există programe specializate, este circuitul integrat al asistenței consumatorului de droguri, deci nu fac obiectul, deci nu sunt eligibili în grupul nostru țintă. Dar în cadrul interviului inițial, noi putem să-i referim deja către servicii specializate. Și pe această cale facem apel către cadrele didactice, către părinți, autorități, cei care constată, cei care detectează acest strig de ajutor al tânărului și ne pot oferi sau îi pot referi către serviciile noastre. Noi vom face acest screening, acest interviu inițial și o să formăm aceste grupe. Până acum, în cadrul proiectului au fost constituite 16 grupe, cel de-al 17-lea fiind în prezent în lucru. Hristos a înviat și bine v-am regăsit la Biblioteca Județeană Panaiti Strati, la obișnuita noastră întâlnire cu literatura universală contemporană. Păstrăm obiceiul de până acum și prezentăm cititorilor noștri trei titluri noi. Începem cu literatură rusă, Leonid Țipkin, O vară la Baden-Baden, o scriere despre Dostoievski și consoarta sa. Dostoievski și tânăra lui soție, Ana Grigorievna, își petrec în vara anului 1867 în Germania. Va fi un anotimp zbuciumat, plin de suișuri și
coborâșuri, de drame și de speranță. Un veac mai târziu, Leonid Țipkin imaginează călătoria cuplului. Pe măsură ce narațiunea își subjugă naratorul, romanul își pierde aura biografică, revelându-ne taina vieții unui creator. Romanul lui Țipkin ne demonstrează că spiritul uman este capabil să distileze disperarea în frumusețe, să găsească adevărul într-un ocean de minciuni și să câștige nemurirea cu paginile unui manuscris. Continuăm cu literatura japoneză, cu Yasunari Kawabata, romanul Maestrul de Go. În această cronică romanescă a unei partide istorice în care se înfruntă un venerabil maestru și un tânăr jucător talentat, Kawabata a surprins ciocnirea dintre tradiția Japoniei imperiale și modernizarea adusă de secolul al XX-lea. Dincolo de eticheta subtilă a jocului, expresie sublimată a spiritului japonez și de respectul ceremonios al celor doi adversari, se desfășoară un duel simbolic ce nu poate avea decât un deznodământ tragic. Maestrul de Go se dovedește astfel o elegie a dispariției unei lumi milenare în fața invaziei prezentului pragmatic. Încheiem cu Antonio Lobo Antunes, Bună seara lucrurilor de pe aici, tot un roman. Antunes este un romancier de primă mărime, ficțiunile lui ironice, extraordinar de dense, dezbat probleme morale și politice într-un stil ce amintește de Faulkner. Angola postcolonială, agenți secreți portughezi și americani care își dispută monopolul asupra traficului cu diamante, o lume în care războiul a lăsat răni adânci, o țară nesigură unde prezentul este împovărat de amintiri și viitorul pare o promisiune mereu neonorată. În caleidoscopul violent al acestui univers ieșit din matcă, vocile protagoniștilor se împletesc pentru a spune o singură poveste, cea a condiției umane, definită ca sumă a tuturor regretelor și speranțelor. Acestea, dar și alte titluri ale unor autori cel puțin la fel de celebri, se regăsesc la Biblioteca Județeană Panaiti Strati, la secția Împrumut sau la Sala de Lectură.